Salutare, dragi traderi! Sunt Cristian Mucea la cursul Forex. Este data de 15 noiembrie când fac acest video săptămână gratuit. Eu sper că ați avut un weekend cât se poate de minunat și iată, mult așteptate alegeri din SUA s-au încheiat și deși se pare că Joe Biden este câștigătorul aparent, Donald Trump pare hotărât să lupte. Piețele par să asume eventuală tranziție lina puterii către administrația Biden, însă trebuie să vedem dacă acest lucru se va întâmpla rapid și dacă va fi cu bătăi de cap sau nu. În opinia mea, trebuie să fim foarte atenți la headline-uri despre Joe Biden, Trump, COVID-19 și Brexit. Însă, având de toate aceste fundamente, încoate vă reamintesc ceea ce împărtășesc cu voi. Nu sunt sfaturi tranzacționare. În concluzie, nu uitați să verificați avertismentul de risc din descrierea acestui video. Iată, haideți să trecem la ce mă interesează săptămâna aceasta. Vreau să discutăm despre kiwi, practic dolar neozelandez și dolar american. Este o partidă care nu cred că a mai stat de ceva vreme pe YouTube, însă a făcut o mișcare interesantă săptămâna trecută. Am obținut un weekly și un daily close peste o zonă cheie de la 0.6790. Am avut de-a face și cu un double top în această zonă și apoi o zonă de spor rezistență extrem de importantă la 0.6500 aproximativ și vedem, obținem un raliu impresionant. Kiwi a fost bidat, am avut sentimentul de risk on. Acest sentiment de risk on în care am văzut acțiunile au crescut, dolarul s-a tranzacționat un pic eratic, active de risc, precum acțiunile, am văzut și piața de cripto, Kiwi, OZI, etc. au fost bidate, au fost cumpărate, monede de mărfuri s-au descurcat toate bine, nu doar Kiwi. Au crescut împreună cu acțiunile, OZI, Kiwi, Luni și NOCO au câștigat aproximativ până la 1% față de dolar și și-au extins evoluția recentă. Ce ar mai fi de precizat este faptul că dolarul american, cum am spus și un pic mai devreme, continuă să tranzacționeze într-un mod agitat în timp ce așteptăm un final al alegerilor din SUA. Pentru că, repet, am spus și la început, este doar aparent o victoria lui Biden. Trebuie să fim foarte atenți la orice headline cu privire la acest aspect. Totuși, piețele au făcut un raliu impresionant și am văzut dolar indexul a scăzut cu aproximativ 0,5% săptămâna trecută. Totuși am văzut SP500 a crescut destul de impresionant pentru că am avut un headline, a făcut noi maxime istorice. Am avut un headline cu privire la un vaccin, iată, un vaccin destul de... Oricum, asta e bine, este doar opinia mea. Totuși, cât de curios este sau cât de interesant sau oare este doar o coincidență că imediat cum teoretic avem un nou președinte, apare un anunț important cu privire la un vaccin spre final de an? Bine, piețele se așteptau la un vaccin, chiar discutam cu membrii comunității noastre, discutam de un potențial vaccin spre final de an. Însă cât de interesant este că acest anunț vine exact după ce avem un nou președinte la Casa Albă. Foarte interesant toate aceste lucruri, dacă stăm să le corelăm, să le punem cap la cap. Ce ar mai fi de precizat, din punct de vedere fundamental, pentru că, în opinia mea, în această perioadă, avem factorul timp, care este însuși un risc, tranzacție de swing trading, grafice de 4 ore, daily, weekly, etc., chiar poate chiar sunt persoane care fac position trading, carry trade pe grafice de weekly, de monthly, ce știu, stau în tranzacții câteva luni sau chiar ani, deși nu cred că este cazul pe Forex, ca un off-topic, cineva să tranzacționeze pe luni și ani de zile, nu recomand piața de Forex, avem cu siguranță investiții pe piața de acțiuni sau portofoliu diversificat, ETF-uri, etc., sau mulțime de piețe. Totuși, revenind la Forex și acest grafic de daily, reamintesc că eu personal speculez foarte mult tranzacții la London și în special New York Open, tranzacționez piețele de futures sau direct prețul spot pe GPBUSD, dar și piața de petrol și SP500 la New York Open. Membrii comunității noastre tranzacționează foarte mult euro-dolar și liră-dolar la London Open. Eu personal mă focusesc mai mult pe piața de New York, având în vedere orarul meu. Se potrivește mai bine acel fus orar de America, piața de New York. Totuși, din punct de vedere tehnic, avem lucruri interesante. Însă, până la tehnic, încă o dată reminder important. Este o perioadă incertă. Poate este o perioadă în care traderii part-time, investitorii de hobby, cei care vor să facă o sursă suplimentară de venit din câteva tranzacții pe an cu aceste swing trading-uri, etc.,
aș recomanda să fie precauți, aș recomanda să poate pur și simplu să ia o vacanță, se bucure de această perioadă, nu știu, să facă, dacă vor să aloce timp pentru bursă, să aloce timp pentru studiu, neapărat pentru trading. Vă reamintesc că în trading 90% înseamnă așteptare, 10% înseamnă apăsat pe butoane, buy sau sell. Totuși, factorul timp este însuși un risc. De ce spun asta? Cu cât timp stau într-o tranzacție, cu atât mă expun la evenimente externe. Nu contează că vorbim de un headline despre Brexit, vaccin, etc., etc., Trump și așa mai departe, sau un tweet. În schimb, când speculez, bineînțeles, pe mine personal sau și o mulțime din membrii comunității noastre care tranzacționează London sau New York Open, de speculăm momente la London și New York Open, primele 90-120 de minute în care piața este foarte volatilă la Open, nu ne interesează ce se întâmplă pe termen lung, pentru că piața aproape zilnic îți oferă oportunități de a tranzacționa. Vă reamintesc că aveți o evoluție live a zonelor noastre la performanță 2020, trebuie să verificați, toate acele tranzacții sunt zilnic împărtășite pre-market prep, înainte și după, cu membrii comunității în canalul noastre de mentorship. Avem peste 50-60 de persoane în acele celuri de mentorship. Dacă nu mă știu, cred că am pus chiar și 2-3 videouri de market recap de la New York Open și pe YouTube, gratuite, probabil le veți găsi dacă o să faceți un mic research. Dar, revenind, factorul timp este crucial în această perioadă și eu personal recomand atenție, recomand doar să alocați timp pentru studiu când e vorba de trading sau să riscați, dacă vreți neapărat să tranzacționați, riscați doar 1 pe 2 din riscul normal, riscă jumătate din cărici de obicei. Dacă riști 2%, 3%, riscă 1% sau 0,5% sau 0,75%. Depinde cât riscă fiecare. Înțeles, prefer să vorbim în valoarea lui R sau risc procentual, pentru că sume de bani sunt irelevante, pentru că pentru cineva un risc de 2% poate să însemne $20, pentru altcineva cea risc de 2% poate să însemne $2000. De asta spun, riscul este irelevant. Ca sumă de bani preferăm să ne focusăm pe procente sau pe valoarea lui R. Când ne va da investiți pe termen lung, cu siguranță, reminder pentru membrii comunității noastre, nu uitați să participați la webinarul nostru săptămânal, pentru că așa cum bine știți, v-am ținut la curent cu cu investițiile mele de termen lung și ați văzut anul acesta un randament de aproape 400% din martie până acum. Toate aceste lucruri au fost înregistrate, toate aceste lucruri le-am specificat luni la rând, în principal, pe metale prețioase și piața de cripto. Atunci când acele bănci centrale au luat acea decizie să scadă rate în timp de urgență, Fed-ul, ECB-ul, Bank of England, metale prețioase aveau de câștigat cel mai mult. Discutam de la jumătatea lunii martie, aurul se afla undeva la 1450, uitați-vă, a ajuns și la 2000. La 2000 ne-am scos o parte din profit și pe termen lung probabil va atinge 2500 în următorul un an, doi. Bineînțeles, doar opinia mea, poate greșesc. La fel, argintul era undeva la $12-$13. Uitați-vă, a atins 29-30. Piața de Ethereum, la fel am discutat-o, piața de cripto, am cumpărat la 105 și apoi la 215. Este aproape la 500 și va mai crește, cel mai probabil. Deci randamente fantastice dacă știi ce să faci cu banii pe capitalul pe termen lung. Deci nu înseamnă că dacă nu ai timp să faci speculații de intraday, nu înseamnă că nu poți să profiți de piață. Poți să profiți cu succes de ce-ți oferă piața. Să văd dacă am la îndemână, că chiar am postat o poză recent prin comunitate. Da, este o poză relativ recentă, aproape 4%, 368%, 0,7%. Și asta este doar pe cripto. Mai am și metale prețioase, atât aur, argint fizic cât și electronic. Și acolo am avut randamente fantastice. Deci iată, pentru că am primit întrebări multe de la persoane care spun ok, dar eu nu am timp să tranzacționez intraday, înseamnă că nu pot să fac trading? Nu! Poate nu este potrivit pentru tine intraday-ul, având nu știu, programul tău sau poate personalitatea ta, o mulțime de lucruri. Dar poți să investești, poți să tranzacționezi swing trading, poți să investești pe termen lung, sunt o mulțime de modalități de a face profit în piețe. Trebuie doar să găsești pe cea potrivită pentru tine. Bun, oameni dragi, am toată o mulțime de off-topic-uri, însă eu sper să vă fie relevante. Hai să trecem la ce urmăresc săptămâna ce urmează sau poate săptămâna ce urmează pe Kiwi. Din punct de vedere tehnic am avut de-a face cu o mișcare impulsivă, un mic bullish flag, altă mișcare impulsivă, preț face break peste o zonă cheie de suport-rezistență neutră, își găsește un top, un bottom, în ce scuze, prețul reacționează foarte bine. Și observăm aici, am avut de-a face cu un mic double top care n-a reușit prețul să meargă sub acest neckline și vedem ușor, ușor prețul, cumpărătorii preiau controlul și reușesc să facă break peste aceste high-uri de la 0,67-800, să rotunjim zona puțin, 0,67-50-800 undeva în acea zonă.
Atât timp cât prețul se menține peste 0,67-50, să-i spunem, să rotunjim un pic zona, amintesc că nu este o linie magică, este o zonă. În opinia mea, cel mai probabil vom vedea 0,69-400-500 next target, ca un TP1, și dacă prețul va face break peste această zonă, probabil vom vedea 0,71-500 în extensie. În funcție de trade și management, poți să faci scale out, poți să-ți iei tot profitul sau poți să faci doar scale out sau poți să faci scale out și apoi să adaugi din nou la poziție și să targetezi 0,71-500. O mulțime de metode de a ataca piețele. Iată, dacă vă întrebați de unde am aceste praguri, pur și simplu sunt praguri extrem de importante din trecut, praguri rotunde. Și apropo de tehnic, dacă mergem pe un grafic de monthly, oameni dragi, pe un grafic de monthly, observăm, avem low-urile din anul 2000 și observăm prețul a făcut un false breakout aici. Ops, nu asta vreau să fac, ce suze, încă mai am de exersat la aceste lucruri, dacă scrii și voi în același timp, nu iese ce trebuie, dar revenim. Iată, prețul a făcut un false breakout. De cele mai multe ori, mișcările de false breakout vor duce la un break în direcția opusă. Nu este neapărat o regulă general valabilă, dar experiența pe parcursul anilor m-a ajutat să observ aceste pattern și de multe ori o să vezi că un breakout fals va duce la un break în cealaltă direcție. Practic, discutăm lucruri avansate de mentorship, când vrem de market profile. Apropo de mentorship, avem un articol interesant, vedeți dacă este potrivit pentru voi ceea ce faci la mentorship. Una din legile dinamicii pieței este că uneori ceea ce nu se întâmplă este cea mai importantă informație. Ce nu s-a întâmplat acolo, s-a întâmplat breakout-ul, apropo de Kiwi. Foarte interesant. Oameni dragi, o să închei aici acest video. Iată, ne-am lungit un pic peste 10 minute, dar am zis că este o zi interesantă. Vă reamintesc că dacă vreți să aflați mai multe lucruri despre ceea ce facem noi la CFX și nu numai, poate vreți să aflați mai multe lucruri despre piețe în general, avem o mulțime de articole gratuite. Recomand să le citiți, cu siguranță merită, iar dacă poate vreți un topic anume care să-l abordăm pe viitor, puteți să lăsați un comentariu în articole sau chiar aici în acest video de YouTube și voi ține cont de opinia, părerea voastră și când îmi va permite timpul, poate o să vă surprindă cu un articol gratuit. Îți spun când îmi va permite timpul pentru că reamintesc, nu sunt un YouTuber. Știu că mai am mult de lucrat când e vorba de aceste videouri pe YouTube, nu sunt greu cu un YouTuber reușit, dar nu ăsta este scopul meu, eu sunt trader tranționez, dar încercăm, iată, să venim cu aceste informații gratuite pentru cei care vor să vadă ce înseamnă piața financiară și, bineînțeles, cei care vor să afle mai multe lucruri sau chiar sunt pasionați și vor în detaliu, vă reamintesc că avem un curs gratuit, cursul Forex Start. Ok, nu este aici pentru că avem o ofertă de Black Friday. Apropo de Black Friday, până la final de lună, cred că 27, dacă nu mă înșel, avem aceste oferte valabile atât la Forex One, Forex to Forex Trick, dar și pentru pachete, dacă vreți pachete, aveți un discount interesant. Pe lângă acest lucru veți primi, pe lângă oferta de preț, veți mai avea discount, pe lângă acest discount, uitați-vă exact ce spuneam, nu sunt un YouTuber reușit, nu mă pricep să fac marketing agresiv, etc. Foarte pe scurt, vă las pe voi să descoperiți oferta, dar să știți dacă vreți informații, însă pe scurt, veți primi încă una gratuit, pe lângă cele, de exemplu, deja 3 luni existente la un pachet, plus CFG-urile gratuit și acest discount. Vestea bună este că dacă nu sunteți mulțumiți din oricare motiv, în termen de 7 zile aveți money back 100%. Dacă nu vă plac informații din curs, informații din comunitate, aveți money back 100%. Vrem să oferim o șansă reală oricărei persoane să vadă ceea ce facem aici și dacă este pasionat de acest domeniu. Și să fiu sincer cu voi, nu cred că va fi cazul ca cineva să ceară money back, dar ne asumăm acest lucru, dacă cineva nu este mulțumit, iată, oferim toată suma de bani înapoi. Bun, oameni dragi, cam asta a fost pe această săptămână, eu vă urez o zi minunată și succes în toate și dacă aceste informații gratuite care le împărtășim cu voi le găsiți utile într-un fel sau altul, am apreciat dacă ne-ați dat un like, share și subscribe. Să aveți o săptămână excelentă, am fost Cristian Bucea din cursul Forex, ne auzim săptămâna viitoare, mult succes!